faceți pentru martirii noștri. Luați aici ca să vă vadă lumea din aici. Stimată preoțime, stimați autorități, stimați oaspeți la România, stimate domn-ministru, împreună cu soția, iată că a mai trecut un an, vedeți, crucea s-a mai înnoit o leacă, e mai frumoasă ca anul trecut, dar vreau să vă spun că majoritatea istoriei ce s-a întâmplat în acest loc în anul 1941 a fost spusă de domnul Grigor. Eu vreau să vă spun că la noi tot așa a fost tragedie, cum a spus doamna Gliboceanu Tatiana, că fiecare sat, fiecare familie a fost atinsă de regimul stalinist. Eu am mai pomenit că avem aici undeva un kilometru jumătate un sat fost numit Prisaca, pe urmă în anii 1941, când el s-a desființat, s-a numit Frunza. Acest sat a fost undeva de 34 de case, locuitori peste 100, și el a fost nimicit pe fața pământului, numai de atâta că în locul cealaltă s-a stabilit granița. Și toată populația care a trăit a fost anunțată ca să retragă în satele din jur, clar că nu în România, dar în Lunca, Satul Mare, Bolnița, eu știu unde, care unii poate. Cei care n-au luat în serios această noutate ce li s-a spus, noapte pe la ora 2, i-au încărcat în căruții, pe jos, i-au dus la Novosurița, în tren și s-au trezit toți prin Siberia. Și s-au întors înapoi în sat în anii 56, la un an după moartea lui Stalin, care au fost reabilitați, care probabil au rămas pe acolo, mulți nu s-au întors. În memoria oamenilor care au fost împușcați în acest loc unde suntem noi acum, noi locuitorii din satul Lunca, împreună cu preotul, cu activiștii, cum spune, în fața bisericii de la Lunca am înălțat un așa memorial, o cruce, în memoria oamenilor care au fost împușcați aici, cei din Mahala, tot așa o cruce, nu chiar așa mare, dar mult mai mică, dar un semn, lângă biserica unde s-a început lucrări, fostul sat Frunza, acolo este un loc, acolo n-au fost așa probleme cu pământul, că aici, dacă știți cum, într-o zonă unde nici într-un mod nu se dă voie de construit, de atât am fost nevoit să ridicăm această cruce tot în locul ăsta, ca să nu fie multe probleme cu proiecte și așa mai departe. Atunci acolo se încep lucrările și tot s-a înălțat o cruce, că noi nu știm că câți oameni s-au întors înapoi, câți au înaintat în România, au mai ajuns din trânșă și poate și pe acolo a căzut vă unul, totuși s-a pus și acolo așa un semn. Oamenii noștri, după adăuza, după ce au fost împușcați, majoritatea, spre eu, că bucovinienii, părinții îmi povesteau, mai cu mult mama, avea atunci undeva 12 ani când s-a întâmplat aceste evenimente, spunea că, măi băiete, dar așa pe ascuns, vezi, acolo la prut au fost împușcați bucovinienii, că așa spunea, nu că la Mahala, bucovinienii, și părinții noștri, frații mai mari ai ei și multe locuitori din sat au fost ridicați cu desâla la cărat cadavrele în gropile care au fost numite. Aici au fost 4 gropi comune, una, am înțeles, s-a descoperit, a fost săpată și s-a dus înmormântat în Mahala. Celelalte 3, când mai sunt, că nu mai sunt, că a spălat apele prutului. Că știți aici, când inundații, aici unde ne aflăm noi, undeva de 2-3 metri apa înaltă. De atât aia că cândva când s-a pus prima cruce era de lemn, cu timpul apa, vitele, s-a mai dat foc la iarbă uscată, a mai ars crucea de la rădăcină și se ieși de pe o parte, de atât s-a înălțat. Asta e inițiativa doamnei primăresă, acum a treilea an, îl spune, regulat în tot anul, la ora fixă, aici se petrece această măsură. Vreau să vă mulțumesc la tăți că ați venit, satul Mahala este o pildă, cum trebuie de pomenit consătenii, neamurile, la o distanță, nu chiar atât de aproape de la Mahala până aici, că sunt sate unde au căzut a lor și nu pot să organizez așa ceva, ci organizați dumneavoastră împreună cu populația care
Socotcă. Nu ați numit că mulți preoți, majoritatea care sunt în fața noastră, la noi în sat, o generație întreagă de preoți au slujit, cam toți din Mahala, familia Bivolaru și așa mai departe, cu toate că ei sunt rădăcini din satul mare, din Piripăuț. Vă mulțumesc că ați venit, Dumnezeu să ierte pe cei ce au fost împușcați și să-i pomeniți. Domnul primar, mulțumesc frumos și am aici cartea Aniței Nandriș, 20 de ani.